așa. Tema pentru acasă. Da. Bună seara și bine ați venit, Daria. Bună seara și bine ați venit cu mine. Deci, să mai așa. Clasa A. 5 ani. Și să le spunem prietenilor noștri că am ajuns așa la un număr de studii bun de abonați, sunt 23.000 de metri. 270. Așa, și să fac acest lucru cât de mulți vrei, să se anunți unii pe alții, pentru că în felul ăsta ne putem ajuta unii pe alții și să transmită mesajul la am găsit pe prof online, la prieteni, la cunoștințe, numai așa poți avea șansă. Cu foarte matematică și înțeleg. Sigur. Zicem, mulțim, da? Da, mulțim, testul în corp așa. Așa mă întâlnesc. Se dă mulțimea mare, formată din părța pe N, cu proprietatea. N cu părța. 4, la făcut. Testul 4, da. Sunt făcut destul de multe teste. Am făcut toată cartea aia. Toată cartea s-a făcut? Da, testele le-am făcut. Nu găsesc patru carte. Ia uite, vie, când aici aveți eu puțin vie. Avem la culegere. Da, puțin luăm. Testul numărul 13. Completați cartile cum date. Mulțimea A egală cu 2 pe X din N. Deci, egală cu tot X din N. Cu proprietatea 2, mai mic egal de X. Mai mic de 5. Deci toți și de la 2 la 5. Are ca elementele, numerele, mai mic decât 5. Mai mic strict decât 5, da. Și elementele mulțimii. Care sunt ce fac? Pe rând. Mulțimii A, păi sunt 2, 3, 4. 2, 3 și 4. Bine. 2. Mulțimea B este egală cu tot acea instinien stelat. E egal cu toți acei X din N stelat, cu proprietatea, X mai mic decât 2 la 4. X mai mic. Mai mic strict decât 2 la 4. Are câte elemente? Rezultă cardinalului A. Egal cu? Cardinalul? Cardinalul sau numărul elementelor? Mi-e întreabă câte elemente are. Cardinalul de A. Cardinalul de B. Cardinal de B, da. Da, cardinal de B egal cu... Cine face cu ea? Da, proprietatea. Bine. Deci să fie 2 la proprietatea 0, 1. Că trebuie să fie... X și să găsești genia înseamnă. Da, deci trebuie să fie 1, 2, 4 și 8. Da. 2, 1, 2, 4 și 8. Deci, X mai mici decât 2 la 4. Da, o să fie cardinalul B de 4. Mai vedem, mai atenți. Mai dăm. Deci, toți acei X la probabil, care sunt mai mici decât 2 la 4. Pe 2 la 0. Mai mici decât 2 la 4, mama. Nu e la X. Nu e 2 la X. Atenție multe. Mai mici de 16. Adică care? Deci că 16, adică sunt 1, 2, 3, 4, de la 1 la 15. Așa. Când? Adică 15, adică 15 elemente, cardinalul B egal cu 15. Da? 15 elemente are mulțimea asta. De ce? Da. Pentru că nu luăm și pe 16, zice mai mici strict decât 16, da? 1, 2, 3 până la 16. Mai departe. Da, 3. Dacă mulțimea A egală cu 2, 5 și 7, 3 elemente. Dacă... Mare, e formată din elementele 2, 5 și 7. Mulțimea B este formată din elementele 1, 5 și 8. 1, 5 și 8. Acum să facem, a reunit cu B, a interpretat cu B. A reunit cu B. Hai, Darius. Nu, nu făceam. Darius, tu. A reunit cu B. Da. Și vine toate elementele comune care sunt în A și nu sunt... Și toate elementele comune. Adică? Adică... Egal mulțimea vida. Reuniunea, puterea la un loc. Da. Elementele comune înseamnă 5 în ultimea video. Uite că erau 5 și 5, dar reuniunea ce înseamnă? Reuniunea înseamnă puterea la un loc. Și alea de prima și de a doua. Adică 1, 2, 5, 7 și 8. Așa. Deci mulțimea 1, 2, 5, 7 și 8. Toate elemente, nu neapărat în ordine. Nu. Îi punem pe 2, 5, 7 și nu completăm și ceva. Ca să înțelegem că reuniunea înseamnă toată.
Punerea la un loc. Dar cum putem să repetăm termenii? Și nu putem, elementele nu se repetă în termeni. Elementele nu se repetă. Și aici trebuie să-i fac cu veștele o pregime, Stefan. Păi este doar 5. Doar 5. 5 și colo și colo. Deci aici trebuie să-i fac cu pe egal cu doar 5. A minus B. A minus B, da, ia. A minus B, este egal cu 2 și 7. E egal cu ceva probabil de 2 și 7. B minus A, Darius. B minus A, Darius. Este egal cu 8 și 1. 8? 1 și 8. 1 și 8 sau 8 și 1, nici o spărare. N-are importanță ordinea elementelor într-o puțină. Da? Să ne înțelegeți. Și produsul cartezian să facem. Ia să facem și produsul cartezian. A ori B. A ori B. A ori B. Acum, învățăm. Da? A ori B înseamnă așa. Toate peretele punem acum. Să faci grupaje. Primul cu cele trei, al doilea cu toate cele ia trei. Deci, și șapte și... Cum ar fi? Te rog pe tine acum, hai. A ori B. Cum ar fi? Cine e? Acum ai un 2 și 1. Deci, vorba de pereți. 2 și 1. 2, 2, 5. 2, 5. 2, 8. 2, apoi, 8. 5, 1. 5, 1. 5, 5. 5, 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 7, 1, 7, 5, 5, 8. Ai zis? 7, 1, 7, 5 și 7, 8. Bun. 5, 7, 8. 7, 8. Iată, acestea sunt perechile A ori B. Da. Hai să facem și B ori A. Ok. B ori A. Dar nu e același lucru? Să vedem. Poate e exact același lucru, mai nu sunt invers. Și mai foarte important. Că perechea, una, unul e elementul 2, 1 și altul e 1, 2. Aha, înțeles că dacă e 1, 2 și 2, 1, deci este diferit. Fantastic de important. Deci perechea A, B, atenție, perechea A, B, indiferent de perechea BA, contează locul 1 și locul 2. Ai auzit? Da. Deci A ori B ori A va fi egal cu cine? De ca să la B. 1. Da, Ștefan. Eu? Va fi 1 cu 2. 1 cu 2. 1 5. 1 5. 1 7. 1 7. Va fi 5 2. 5 2. 5 5. Ștefan, tu dai scotiri. 5 5. 5 5. 8 5. 1 7. 5 7. 5 7. Și 8 7. 8 5. 1 7. 1 7. 5 7 și 8 7. 5, 7 și 8. 7. 8, 7. Iată, concluzia este că A ori B, asta e foarte important, A ori B diferiți de B ori A. Da? B ori A. Deci A ori B nu este așa cu B ori A. 4. Mulțimea divizorilor lui 18 este? Divizorii lui 18, mulțimea tuturor divizorilor lui 18 este? Cine zice? Ștefan? Păi este 1, 2, 3, 6 și 18. 3, 6... Nu, mai este 1. A, nu, nu, nu. Corect. Și 18. 1 și 18 se numesc cum? Divizorii improprii. Improprii, da. Divizorii improprii, același 2, 3, 6 și 9 sunt proprii. Divizorii improprii. Da, proprii. 5. 5. Dacă A mare e egală cu elementele 7 și 25, 7 și 25, unii A mare e egală cu 2 plus 1 și 8 plus 1, 2 plus 1 și respectiv 8 plus 1, atunci A e egal cu B, dacă X este egal cu... Atunci, A va fi egal cu B. Dacă A egal cu B, atunci X sub cine este? X egal cu cine? Deci știm că A egal cu B, X sub cine este? Tot el? Da. Să vedem. Va fi 3 și 3. Dar de unde 3 și 3? Păi 2, 3 și 4. Dar nu vezi că trebuie să faceți B mare, nu voi. Păi B mare. Ah, mă,
Deci. Daria? Din. Ok, o să trăim cu 7, poate să o secundă. Înainte să vedem ce înseamnă două mulțimi sunt egale. Adică cu termenii acestor mulțimi sunt aceeași. Așa. Deci cele două mulțimi sunt egale dacă au aceeași elemente. Dacă au aceeași, deci asta ai aprobat dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă 7 egal cu 2x plus 1 sau 7 egal cu... O secundă. Deci dacă și numai dacă, în caz ar fi 7 egal cu 2x plus 1. Dar și imediat. Și 7 poate să fie egal și cu 8x plus 1. Nu. Și 25 imediat. Credeți 7 egal cu 2x plus 1 și următorul. Da, 5, 25 e egal cu 25 egal cu 8x plus 1. Înțelegi, Daria? Da. Deci, e ăsta cu ăsta și ăsta cu ăsta. Imediat. În același timp. Sau... Acum, dar 7 egal cu 8x plus 1 și 25 este egal cu 2x plus 1. Deci avem două situații ca să avem egalitate. Ei, de aici ce vedem? Ce păi, în prima situație... De ce la cel de x egal cu... De acolo rezultă că x este egal cu 6 și de acolo... 2x egal cu 6. 2x egal cu 6 și x este egal cu 3. X egal cu 6. Așa deci... Da, așa ne-am zis. Dar trebuie gândit așa, e situația acesta. Și de aici să vedem ce x ne găsește. Da. 24 împărțit la 8, de 1 împărțit la 8 și vine de 3 ori. Deci x sunt tot 3 copii, tot 3. Abia aici sunt fericit, îmi vrea același x. Dacă aici îmi dădea, pentru prima situație x egal cu 3, e cu aici x egal cu 4, cazul ăsta pica. Da, pica. Nu ar fi fost. Din cu aceea să vedem ce îmi dă. 8x plus 8x este egal cu 6 și nu, e 0. 8x egal cu 6 și egal 8 pe 6. X egal cu? Nu se poate. Ba da, se poate. Dar nu dă mulțimea mea naturală. Nu dă mulțimea naturală, dar pentru el, pentru el, X egal cu? 1,0. X egal cu? 6 supra 8. 6 supra 8. Deci, dreapta. Nu mai contează care. Asta a făcut un profesor. Eu asta vreau să aflu. 8 x egal cu 6. 6 pe 8. X egal nu 8 pe 6, ci 6 pe 8. Ca să mai spun lucru dintr-un 2 și face 3 pe 4. Asta. Iar din coace, fiindcă nu mi-am dat x natural, fiindcă nici nu mai interesează. Chiar vorba de găsit x și natural. Da. Insistă aici, că nu mi-a fost clar. Mai facem un comodă. Bine. Eu de câte ori n-am știut la sânge cum am știut. Da, e. Deci ce m-a surprins că nu ți-a fost clar următorul lucru. Când cele două mulțimi să fie egale și ai zis ăsta cu ăsta, atunci continui și ăsta cu ăsta. În prima etapă. Da? Sunt două cazuri. Așa. Sau ăsta cu ăsta și ăsta cu ăsta, în cruce. În final, trebuie să găsești din ambele cazuri, din ambele situații, simultan, același x. Da? Dacă x ar fi fost aici 2 și dincolo 3, nu e corect. Același x ca să producă la egalitate. Bun, în cazul de față, cine este x? Răspunsul x egal cu 3. Pentru că am avut așa o bucurie și să vedem cum cele două mulțimi sunt egale. Sigur, dacă probim x aici, va da 7 și respectiv 25. Mergem mai departe. 6. Mulțimea aceea este formată din elementele 2, 6, 9, 11. Ce e egal cu elementele? 2, 2 7, 7, 9, 11. Câte submulțime are mulțimea aceea? Asta nu sunt mulțimi. Sunt mulțimi? N-a făcut? Nu. Adică o parte din asta. Hai să vedem. Submulțime este acea mulțime la rândul ei care conține o parte din elementele acestea. Ea este inclusă. Submulțimea e mai mică, dar număr de elemente. Și hai să vedem toate submulțimele. Corect. Deci submulțimele lui ce? Puteți să fac eu? O secundă. Tu știi și dacă trebuie să știi. Deci, nu mi-am descris. Ia să vedem. O să vă întreb așa. Pe rând, de ce?
Mulțimea submulțimilor. Deci, mulțimea submulțimilor. Da, mulțimea submulțimilor. Egal cu. O primă, Daria, se vede. 2. Deci mulțimea formată din elementul 2, așa trebuie scris. Da. Deci mulțimea formată din elementul 2. Da. Apoi, da, Darius. O mulțime formată din elementul 7. Mulțimea formată din elementul 7. Ea este o submulțime. Aici, da? Este o parte din asta. Când? Din 9. Mulțimea formată din elementul 9. Apoi mulțimea formată din elementul 11. Submulțimea formată din elementul 11. Mai poți găsi vreo altă submulțime? 1. O submulțime, acestea, o bucată din ea. Am luat-o cât e un singur element, da? Mai pot gândi. Dar e... așa, apoi poate să fie 2 și 7. 2 și 7, pe aici. Câte 2. Deci, câte 2. 2 și 7. E tot, asta e o bucată din asta, deci, nu? E submulțime. Apoi. 2 și cât? 9. 2 și 9. Apoi? Apoi 2 și 11. 2 și 11. Apoi? Apoi 7 și 2. 7 și 2 am. 2 și 7, 7 și 2 am scris. Deci credul tu, Cartesiană. Asta e. Apoi 11 cu 2. 11 cu 2 e făcută. E făcută, da. Banu? 7 cu 9, 7 cu 11. 7 cu 9, 7 cu 11, nu e luate. Toate câte 2. Da? Deci 7 cu 9. Apoi 7 cu 11. 7 cu 11. Mai este și 11 cu 9. Și 9 cu 11, sau 11 cu 9. Da. 9 cu 11 sau 11 cu 9. Da. Atenție, diferite de pereche. Când zic așa pereche 7-9, asta e bătut în locul 7, locul 2, 9. Nu, și vedeți în parantezile alea mici? Da, aici am pus mulțime. Exact. Adică doar două elemente sunt aici. Dar 11 și 11, 9 și 11. 9 și 11, cum vreți. 9 și 11. Și acum am terminat pe cele de 2. Bun. Am terminat pe cele toate de 2. Acum am mai sunt cu 3. Cu 3, ia. Cu 3 putem face. Deci vom continua. Cu 3 pot să fie 2, 7 și 9. 2, 7 și 9. Dar să o altă aveți cu 3? 2 ești. Înseamnă. Da. Deci 2, 7 și 9. Alta. 2, 7 și 11. 2, 7 și 11. 2, 7 și 11. Apoi ar fi 2, 9 și 11. Apoi 2, 9. 2, 9 și 11. Apoi am trece la 7, dar cu 2 mai avem ce să facem. Și am mergea 7, 9 și 11. Câte găsi? Câte 3? Câte 3? M-am găsit 1, 2, 3, 4. Deci 1, 2... Eu am găsit 4. Apoi urmează după acesta 7, 9 și 11. O secundă, ai găsit câte 4 trebuia să găsi? 4 acum. Deci 4, păi da. Acum e 1, 2, 3... 3 și 4, am stăia 4, urmează 4. Acum 7, 9 și 11. 7, 9 și 11. Și mai este doar una. Care? 7, 9, 2, 7, 9 și 11. 2, 7, 9 și... Adică mulțimea în ție. Și mai este încă una. Care? Mulțimea vidă. Aaaa! Care este inclusă. Este submulțimea oricărei puține. Este submulțimea oricărei puține. Și cât ați găsit, domnul profesor Pitoare? Am găsit una, două, trei. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, nu cumva și putea așa altă, ca de controlul? Ba da, cum? Deci se putea, ca să afli cardinalul, numărul de sumulțim, făceai 2 la câte se termină mulțimea, adică 2 la 4 care te știu. Deci, dacă e vorba de cardinal, dacă e vorba de reprezentat toate, Da, am verificat așa dacă funcționează, da, știți? Da. Și uite cum nu o găteai cu mulțimea vină. Și tu ziceai cu 15 și 2 la 4 era 16. De ce? Foarte interesant asta pentru ei, ca să ziceam și chestia cu... Mai întâi, am descoperit ce înseamnă submulțime. Dacă nu ai opțiunea de submulțime după tine, nu ai nicio șansă. Deci submulțimea unei emoții, dar vedere, submulțimea unei emoții înseamnă ce? Dar te ajută să faci asta cu 2 la 4, pentru că dacă faci așa, uiți foarte ușor din mulțimea vidă. Uiți din mulțimea vidă. Când faci așa, vezi direct termenii.
ai un control, că e vorba de 2 la puterea 4, deci ai un control. Deci de la 4 elemente, da, ca să te reabilitezi pe fan. Deci asta înseamnă. Ai o șansă foarte bună să găsești, să găsești super, pe parte. Super. Chestiunea e foarte interesantă, deci le-am aplicat câte una. Câte două. Câte două pe toate. Câte trei. Câte trei pe toate. Câte patru. Câte patru. Una singură și mulțimea bine. Deci ea, în sine, e sub mulțimea propriei sării. Îți uita să fie data așa, da? Da, asta e. Bun. 6. Că-ți scrie din asta, voi am să știu. Da. Bun, 7, pardon, 7, scuzați-mă. Valoarea logică a propoziției, mulțimea bine include... Logică. A propoziției, mulțimea bine este inclusă în mulțimea 0 și 1. Este inclusă în mulțimea 0 și 1. Foarte bine, este adevărată afirmația asta? Este inclusă, da. Este adevărată afirmația? Falsă? Este falsă. Este falsă, da? De ce? Ce argumente ai? Pentru că mulțimea 0 și 1 nu are niciun element. Așa, și acolo sunt 2 elemente. Da, 0 și 1. Și este falsă. Dar când o mulțime este inclusă în alta? O mulțime este inclusă în alta când au aceleași elemente. Elementele sunt când, egale. Când? Nu mai e bună aici. Am luat asta în față. Am luat asta în față. Deci, și eu uitați aici. O mulțime este inclusă în alta atunci când respectiva mulțime are niște termeni din cealaltă. Deci, când toate, uite, hai să luăm exemplu. Deci, mulțimea A egal cu 2, 3. Da. Și B egal cu 2, 3, 7. Întrebarea este, cine este inclus în cine? Zic, A este inclus în B. A este inclus în B. A inclus în B. Deoarece? Oricare ar fi un element, deci întrebând noi, întrebând toate elementele. 2 elemente, tu ești aici, ești în pace. 3 elemente, tu ești aici, ești în pace. Deci, dacă și mai dacă orice X din A, deci orice X, orice element din A, se rezulte că X-ul ăsta se găsește și în B. Atunci este incluziunea asta. Dar B e inclusă în A? Nu. Nu. Și asta de ce? Nu numai pentru care 7 și pentru care 3 elemente. Nu, lasă. Mai că și ești tu unul. Pe 7 le-ai găsit în B și nu este în A. Deci B nu este inclus în A. Pentru că există X egal cu 7 pe care îl găsim în B și 7 nu se găsește în A. Da? Găsim în B și nu găsește în A. Acum să ne întoarcem la problema noastră. Oare mulțimea vidă este inclusă 0 și 1? Mai mulți pe mine nu are nimic. Nimic. Ceea ce, dacă ea nu are nimic, elementul este inclus. Nimic. Sau ăsta două secunde. Ceea nu are nimic. Deci adevărat sau nimica. Dacă este inclus într-o mulțime care are deja ceva. Adică nimic să fie inclus într-o mulțime. Deci este adevărat. Adică, e adevărat. Orice element, da, și este niște tipa aceea, adică nimicul ăsta trebuie să știi și aici. Nu se arată, pentru că e nici. Vedem, prin am spus că mulțimea vide e inclusă în orice. Deci, atenție, mulțimea vide, mulțimea vide e inclusă în orice mulțime. Am discutat mai înainte. Mulțimea vide este inclusă în A, oricare ar fi A. Subliniem aici. Pentru că și aici e o mulțime care... De acolo, știu, dacă nu se vede, asta nu înseamnă că nu este. Deci, ea este mulțimea care nu conține niciun element. Dar asta trebuie să fie definitiv clar. Mulțimea vide inclusă în orice altă funcție. De fapt, noi n-am inclus-o în desfășurarea aceea. N-am inclus-o în relația. Părți, am inclus-o în relația. Am inclus-o în relația. Valoarea logică a propozițiilor, 1 și 3, mulțimea 1 și 3, este inclusă în mulțimea
0, 1, 2, 3 și 4 este... Este adevărat. Adevărat, da? Pentru că are unul și trei care se găsesc. Deci pe toți, pe toate elementele trecându-le, le găsesc acolo. Unul, ești aici, ești aici, da? Trei, ești, sigur, te văd că ești, dar te face ești. Ești. Nu. Dacă mulțimea mare are șapte elemente... Dacă mulțimea mare... E cardinal. Cardinal de A. Da, cardinal de A. E de altul șapte. Și mulțimea B mare are șase elemente. Șase. Și A reunit cu B are 10 elemente. Iar A reunit cu B egal cu 10. Cardinal. Cardinal. Lui A reunit cu B este 10. Da. Atunci, A intersectat cu B are câte elemente? A intersectat. Cardinal. Cardinalului A intersectat cu B. Câte? E foarte simplu. Ce înseamnă intersecția? Intersecția sunt numerele care le-am amândouă în comun. Elementele comune. Păi dacă A reunit cu B, care sunt elementele care nu se... sunt elementele care nu se repetă. Sunt 10. Totalul și 7, 7 plus 6 dă 13. În reunire noi ne-am punit și pe cele și pe cele. Da. Și 13 scade pe 10, adică cele care nu se repetă și o să dea 3, deci o să fie 3 elemente. Asta înseamnă că 3 elemente se repete, da? Deci aici rezolvă cardinal de ani pentru că e egal cu 13, da? 13 minus 10, deci e egal cu 3 elemente. Asta înseamnă că suntem comunice. Super! 10, pardon. E mulțimea mare, egală cu tot tip și linie. Cu proprietatea X mai mic ca 3. X mai mic ca 3. Acum, imediat. Și B mare, egală cu tot X și linie înstelat, cu proprietatea X mai mic ca 5. X mai mic ca 5. Ca 5. E mult de la X. Da, perfect. Și mulțimea C, egală cu tot X și linie, cu proprietatea X mai mic egal cu 5. Aflați elementele mulțimilor A, B și C. Asta la amic. Deci amic. Trebuie să găsim A mare egal cu cine. Și o să scrie A mare egal cu toți și mie. Mai Ștefan, o dată, dar o dată. 0, 1 și 2 este, nu? Da. 0, 1 și 2 este. Da, ia. Da, A egal 0, 1. Așa, 0, 1 și 2. B. B egal cu 1, 2, 3 și 4. 1, 2, 3. Apoi, C egal Ștefan. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4 și 5. Și la B, a fac mulțime. A reunit cu B, totul intersectat cu C. A reunit cu B, totul intersectat cu C. Cu C. Păi e destul de simplu. A reunit cu B, o să fie egal cu 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 și 4. Așa. Și trebuie să fie intersectat cu C. Și intersectat cu C, adică? Adică o să, în elementele comune. Da. Adică 0, pune intersectat, și pune mai acum. 0, 1, 2, 3, 4 și 5. Atunci o să fie egal cu 0, 1, 2, 3 și 4. Atât, da? Da. 0, 1, 2, 3 și 4. Așa. Pentru toate nivelul. Până la 4, nu poate. Acum, A reunit cu B, reunit cu C. A reunit cu B, reunit cu C. Totul interpretat cu mulțimea liză. Totul interpretat cu mulțimea liză. Cine îmi dă răspunsul deodată? Eu. Cine îmi dă răspunsul la A reunit cu B, reunit cu C? Și cum interpretat cu mulțimea liză? Mulțimea liză. Sigur că da. Mulțimea liză. De ce motiv, Ștefan? Pentru că, indiferent ce o dai aici, când căutăm să punem elementele comune cu mulțimea liză... Da, elementele comune cu nimic. Cu nimic, înseamnă cu mulțimea liză. Deci mulțimea liză intersectat cu orice mulțime, face numai mulțimea liză tot timpul. A intersectat cu B. Intersectat cu B. Totul reunit.
Cu B, de ce fac cu G? Ce? Acum ce fac? Și aceea? Păi, ai putea să fac cu B, este 1, 2. 1, 2, deci primul ce fac 1, 2. Reunită cu mulțimea 1, 2, 3, 4. Cu mulțimea 1, 2, 3, 4. Și baza mulțimea 1, 2, 3, 4. Da, 1, 2, 3, 4. Corect. 1, 2, 3, 4. Așa, nu? Bun. Și mai avem animul B. Animus B reunit cu B nu știu. Asta e tot. O să fie egal cu Animus B. Este egal cu 0 și 4. Deci A. Deci A egal cu 0, așa. A, Animus B este egal cu 0. 0, 3 și 4. 0, 3 și 4? Da. Deci A minus B. Punem tot ce este în A și nu în B. A, mă scuzați. 0, 0. 0. Mai 0. Mă scuzați. Da. Atenție. 0 reunit cu B minus C. Tot ce e în B. B minus C este... Tot ce e în B. Mulțimea vită. Da. B minus C. Este mulțimea vită, da? Care va da mulțimea vită. Care va da? Mulțimea vită. Punerea la mânătura. Adică e 0, va 0, 0, 0. Dar elementul 0. Deci mulțimea să face 0. Ca intersecții cât face. Da. Că dacă e cu 0, rămâi cu nimic 0. Da, deci asta... Este exercițiul 11 acum. Da? Asta e 0. Bun. Deci vedem 11. Asta e de termine mulțimele. A mare și B mare și nu sunt... Mai egal cu cine, B egal cu cine. Fiindcă sunt îndeplinite simultan condițiile. Avem condițiile. A reunit cu B egal cu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. 1, 2, 3, 4. 5, 6 și 7. 6 și 7. A intersecta cu B egal cu mulțimea 2. Păi elementul 2. Și mulțimea 0, 5 și 7. 0, 5 și 7. Inclusă și în o linie sub inclus. Inclusă sau egală. A, inclusă sau egală cu mulțimea B. Da. Nu strict inclusă, ci inclusă sau egală. Poate să fie inclusă sau egală? Da. Ea este inclusă sau poate să fie chiar egală. Cu mulțimea B. Cu mulțimea B. Adică va avea două variante, cum vor fi, nu? Dacă avem o discuție despre un element, unde să-l punem, deci, acolo vom discuta. Deci, cine? Eu sunt cineva. Mai întâi să vedem cu ce începem. Păi, cu A egal cu acolată. Intersecție. Da. A egal cu acolată. B egal cu acolată. Începem să vedem ce elemente punem. Ștefane? Un pic să vedem Ștefan. Cu ce? Cine ne dirigează să începe să punem elemente? Păi... Intersecția, nu? Daria spune mai devreme. Intersecția le spune elemente comune. Care se găsește și colo și colo. Deci doiul îl pun și într-o mulțime și mai. Am debutat, da? Bun. Deci condiția asta a intersecției... Nu mai știu. Atenție să nu le deranjăm. Da. Adică nu fac să punem și colo și colo elemente. Acum 0, 5 și 7 și analizăm atunci, nu? 0, 5 și 7. Este inclus sau egal? Adică nu știu, putem să știm dacă este strict în B doar această mulțime sau dacă e pus... Dar atunci e inclus în B. Deci aia este o parte de-a lui B. Da, e o parte, adică nu e... Deci trebuie să știm că B, dacă B se oprește aici sau nu. Dar nu zici nimeni de asta. Trebuie să punem B sau una, 0, 5, 7. În B. Neapărat în B. Deci, atenție, Ștefan. 0, 5 și 7. Dacă este sub mulțimea lui B, le punem obligatoriu în B. 0, 5 și
Am putea să închidem pe om. Vrei să-l închide? Dar mai lăsăm un pic să vedem ce mai rămas. Cine a mai rămas? A mai rămas 1, 1, 3, 4, 6. 3, 4 și 6. Unde să le punem pe astea? Păi am putea să le punem două dintre ele, de exemplu, un A și două un B. Dacă o rămâne așa. Păi de ce n-am putut pe toate în una? Păi de ce nu le-am pus și eu le-aș pune una? Da, de ce nu le-am pus două în una și două în una, sau trei în una și una? Iar întreb dacă ar fi corect sau... Întreb dacă n-ar exista mai multe variante. Deci ea îmi propune acum, dacă e în mod unic... Deci dacă le punem una, se vede dacă e corect. Este o variantă, ia să le punem pe toate. 1, 3, 4, 6, 4 și 6. Și asta ar fi o soluție, o soluție, da, problemă. Apoi toate condițiile sunt îndeplinite? Da. Pe unii lor face asta? Da. Intersecția face? Da. Este adevărat că 057 da. Îl vedem da. Aici? Da. Bun. Acum putem să facem un al doilea mod ar fi. Al doilea soluție. Un alt mod ar fi ca B să fie egal, A să fie egal cu 2, 1 și 3. Iar B să fie egal cu 2, 0. 2, 1 și 3, 2, 2, 1, 1 și 3. 3, iar B este egal cu 2, 0, 5, 7, 4 și 2, 6. 2, 0, 5, 7. Sunt foarte multe soluții. 4 și 6. Pentru că sunt chiar foarte multe soluții, pentru că putem să poate să fie, acolo poate să fie... 1 și 3, 1 și 4, 1 și 6. Sigur că... Apoi 3 și 4, 3 și 6. Deci, să pui aici, Daria, să fii pus, ne-am pus pe toate, 1, 3, 4 și 5. Poți fi și câte 1. Puteai să pui câte 1. 1, 1 și restul 3 de sub. 3 și restul 4. Oh, dar nu mi-i cere asta. Da. Și câte toate. Aici ai scris doar 1. Nu spune. Uitați cum zice. Să determine mulțimile A și B, știm că sunt îndeplinite și sunt în condițiile. Deci, exact, mulțimile A și B, știm că sunt îndeplinite și sunt în condițiile. Deci, atenție. Toate trebuie să sunt. Deci, aici autorul are grijă să ne pună în situația de a face o analiză atentă. Păi nu numai o singură situație, dar are sesizat slăbiciunea. De ce să le pun pe toate patru în A și să nu pun o parte din ele și pe unul B? Da. Vă dați seama la urmă de lucru? Câte avem? Și-o dăm la urmă de variante. Da. Mai multe variante, dar asta înseamnă, așa e corect să faci problema. Că altfel... Eu dau numai data care am găsit mai prima. Mai pe prima. O facem așa, dar le-am avut dreptate. Sunt mult mai multe. Sigur că da. Deci, de ce să facă distribuția asta obligatorie acolo? Exact, de asta. Că, în ultimă instanță, poți să distribui și altfel. Și altfel. Un alt copil care face așa, el a greșit. N-a greșit. N-a greșit. N-a. Atunci profesorul care îi corectează... Vezi, de aici lui și mică, el știe că e și aia păi, asta e marea problemă. Că... Profesorul care corectează, să zicem, la un examen... Și trebuie barema ăla, care spune doamna... Da, trebuie barema la drăși șoferi. Pune așa și cum îți zice barema, așa face. Păi dacă la final dă numai prima soluția, știi? Nu le dă pe toate. Aia nu este corect, pentru corect. Poate să fie foarte multe soluții și copilul poate chiar da să găsi toate. Păi ăla abia face bine. Ăla abia face bine. Ăla primește tot la 10, 10 puncte. Da, ăla primește maxim. Dar în condițiile în care... să dă un șablon și să merge doar pe soluția asta și corectorul se uită după asta, îi scris, e bine, îi scrie altceva, nu se uită, este cel mai grav lucru care se întâmplă. Da? Copilul meu stă 10 și un 8, mică o să încă... Deci, atâta vreme... Acest domn a fost atent. Da, 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 da. Și el a mers pur și simplu după șablonul corector. Și oricare altă soluție putea să scrie acum. Și oricare altă soluție, iarăși e bună, dar nicio altă soluție de una singură nu-i corectă. Da. Abia toate variantele sunt cele care trebuie să luați seama. Da. Bun, nu avem una. Da.
Zicem 12, da? 12. Mulțimea are 10 elemente. Deci cardina de A e la 1 cu 10. Da. Și mulțimea B are 6 elemente. Cardinal de B egal cu 6. Iar cardinal de A intersectat cu B, 4 elemente. Cardinal de A intersectat cu B egal cu 4. Câte elemente are mulțimea cardinal de A reunit cu B? Atunci, cardinal de A reunit cu B egal cu semn de întrebare. Păi și aici, dacă cardinalul de A este A, trebuie să fie A reunit cu B. Da. Păi dacă cardinalul, cardinalul de A intersectat cu B egal cu 4 este ca și cum ar fi inversul la problema trecută. 6 plus 10 este 16, minus cele 4 elemente care sunt în comun, care sunt în comun, o să dea 12 elemente în A rămâne cu B, deoarece nu trebuie să se repete. Deci, cu alte cuvinte, tu se citezi un lucru ca o relație care merge să scrie, să o știi. Cardinalul reuniunii, cardinalul reuniunii a două mulțimii, egal cu cardinalul lui A plus cardinalul lui B minus cardinalul lui A intersectat cu B. Da? Deci cardinalul reuniunii egal cardinalul de A plus cardinalul de B minus cardinal de A, intensitatea cu B. Asta e relația care trebuie să o țineți, să o rețineți. Și are un suport logic. La reuniune punem elementele din A și B, fără să se repete. De aceea, punem elementele din A și din B și dacă sunt comune, le scădem pe cele care sunt de date de astfel. Nu singură dată, dar deci, le scădem și este relația care merge. Și acum, de aici, cardinalul A reunit cu B, tot traduce, cardinalul lui A reunit cu B, înseamnă cardinalul lui A, care înseamnă ce? 10 plus 6 minus 10 plus 6 minus 4, face 16 plus 4, 12. Și terminat problema. Asta s-a amecuizat testul ăsta, nu? Da. Hai să vedem cu cine am ales. Păi, am făcut destul de multe exerciții. Primul a fost... Așa. Am avut primul exercițiu, acela cu A, care X-ul trebuie să fie mai mic... Deci găsirea elementelor unei mulțimi. Da. Ștefan, nu te și tu. Deci găsirea elementelor unei mulțimi în niște condiții date. Da. Aveam proprietățile. Practic am preluat și am prelucrat proprietățile care ne-au furnizat elementele. Deci, o primă chestiune a fost găsirea elementelor în mulții, având o proprietate de caracterizare. Da, proprietate, nu înșirea deja. La doi a fost același lucru. Așa, uite, dar am vrea să discutăm un pic. Deci, o mulțime poate fi dată concret din numărând elementele. Mulțimea a făcut parte din elementul. Ar fi trei tipuri de mulțime. Mulțimea, pur și simplu, enumerând elementele. Mulțimea care are o regulă dată. După o proprietate de caracterizare. O proprietate de caracterizare și mulțimea diagramei lui Van Euler. Așa. Am și o întrebare. Bana are scrie V, N, N, E, U, L, 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 cu doi de L. Cu un L, parcă. Nu, sigur. E, U, L, L. Așa. Da. Bun. Deci, mulțimea poate fi dată fie numărând toate elementele, fie având o proprietate de caracterizare, fie printr-o diagramă. Printr-o diagramă. Bun. Alte chestiuni care ne-am ales, în afară de găsirea mulțimilor. Apoi ne-am ales, am făcut divizorii unui număr. Deci tot așa mulțimea dată, da. Acei divizori, da, divizorii bază de divizorii. Tot o proprietate de caracterizare. Apoi am avut problema aceea cu 7 egal cu 2 egal cu 1, 7 egal cu 2. Egalitatea a două mulțimi,
Da, care am trebuit să spunem ambele variante pentru a da. Asta e foarte important. Păi am făcut submulțime. Submulțimile unei mulțimi. Foarte submulțimile. Foarte interesant. Da, era și mulțimea mea este inclusă în orice mulțime, dar nu aparține. Dar este inclusă, da? Dar este inclusă și am fost și faza aceasta cu la sumă mulțim că 2 la numărul elementelor este, dar nu merge întotdeauna numărul este numere foarte mari. De ce foarte mari? Ar fi 2 la 14. Dacă are 14 elemente, la 14 atunci, numai că nu ne mai putem scrie efectiv, dar sunt foarte, foarte multe. Însă autorii nu dau decât un număr finit de mai mic de elemente. Apoi am avut, să vedem dacă mulțime este inclusă într-o, este aparține unei alte mulțime. Nu-i bine spus cu apartenență. Deci relația de apartenență nu se stabilește între două mulțimi, ci între element și mulțime. Deci am avut o mulțime care... Spunem că Daria este un element acestei mulțimi, din clipa asta, din clasa de aici, da. Acum, dar nu spune că Daria este inclusă. Nu? Este un element, aparține aceste mulțime. Deci, dacă trebuia să vedem dacă mulțime este inclusă într-o altă mulțime. Deci, am văzut ce înseamnă submulțimea unei mulțimi. Apoi am făcut probleme cu cardinalele mulțimii, că trebuia să... Deci, cardinalul numărul elementelor unei mulțimi. Trebuia să mă intersectat vetro. Să vedem cardinalele și după aceea să scadem cu... Apoi, din nou, am avut o mulțime de gen cu o proprietate de aparte de caracterizare. O proprietate de caracterizare. Apoi am avut un acel problem al unui cuvânt într-o paranteză intersectat cu ce? Operații cu mulțime. Da, operații cu mulțime. Și această ultimă problemă, cu cardinalul cu care de nou am aplicat proprietatea. Da. Cardinalul e un egal suma cardinalului unesco, cardinalul intersecției. Deci am lucrat la mulțimi cât mai multe lucruri. Avem în minte foarte clar acum că mulțimile pot fi date, da? Deci elemente sau puncte importante. Puncte importante. Da? Ca și nu, numai că mai face punctele importante să înțelegem ce a făcut de aici. Mulțime pot fi date, da? Moduri de indica, moduri de a indica o mulțime. Deci moduri de a indica o mulțime. Apoi, mulțime egale. Egale. Mulțimea părților prin mulțime. Mulțimea părților unei mulțimi. Mulțimea părților unei mulțimi. Cardinal, asta de acolo, cardinal de A, de unui cuvânt. Egal cu cardinal de A, plus cardinal de B, minus cardinal de A, plus cardinal de minus cardinal de A, fiindcă se fac cu B. Și am mai rămas că mulțimea vide inclusă în orice mulțime. Da, mulțimea vide este mereu mulțimea. Mulțimea vide inclusă în A, oricare ar fi A, indiferent ce mulțime am avut, apoi mulțimea vidă intersectată cu A face întotdeauna mulțime vidă. Da. Da? Și mulțimea vidă reunită cu A face A. Aceste lucruri rămân lucruri de bază pe care le-am tras din, sau le-am obținut, sunt achiziții ale noastre după testul acesta. Da? Și acum mai avem ceva, putem face ceva mai regulat? Mai da. Sus un pic, da? Exact. Vedeți, copiii știu. Și eu fiu la 6:30 să plec la
Ștefan, ce pentru ambele? Da, 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 Ștefan, așa de jumătate cu copiii, copii, și terminați. Ok. Vedem. Vrei să pici mâine, Ștefan? Mâine... Mâine vine. Că mâine vine domnul să fie ziua Dariei și nu venim. Am înțeles. Cristina e un alt Dariei de nu vine nici ea. E răcit de copnă. Așa. Și... E răcit. Da, e răcit copnă. Da. Și mă gândeam că mâine... Să vreșim. Să... Da, să fiți... Sau vedeți cum cine vine. Că Ștefan ia nu vine. Domnul, și rămâne numai Dariei, dar dacă vine. Spuneți, da, dacă nu aveți cineva și cine vine. Și dacă vreți să-i spun Mariei, că ea tot întreabă. O să discut eu. Bine. Da. Bine. Hai să vedem. Da. Să se afle numărul elementelor, mulțimilor A și B știință. Să afle numărul elementelor cardinal. Cardinal de B. Cardinal de B. Știință. Mulțimea mare e egală cu tot X și bine. Știință. A mare e egal cu tot acei linie. Cu proprietatea, trei mai mic decât X. Trei mai mic decât X. Mai mic egal decât 2003. Mai mic egal decât 2003. Și mulțimea mai mare, egală cu tot X și bine. Cu proprietatea, 2 la 1999. 2 la 1999, da. Mai mic decât X. Mai mic decât X. Mai mic egal decât 2 la 2003. 2 la 2003. Deci să înțelegem cine știe. Trebuie să aflăm cardinalul la cât elementele? Cât elemente au mulțimile? Să ne gândim. La A, hai să vedem. La A, nu. Da, da, profesor, la A e mai ușor, dar da... Dar zi la A, hai. Hai să zicem mai ușor, să vedem cine e problemă. O să fie, îți spun eu? Da. La A o să fie... De la 4, 5, de la 6, 4, 5, până la... Dar câte sunt? Deci, hai să ne spunem. De la 4, 5, 5 6, de 4, până la 2003. 2003. Și cardinal de A, o să fie egal cu, așteptați o schimbem, 2000 de termeni. 2003 minus 4, plus 1, nu? Da. Da, și 2003 minus 4, da. 2000 de termeni. Egal cu 2000, da? Da. Dar aici, domn profesor, la B, aici putem să spunem 1002 la 2000, pentru că s-ar peste niște elemente. X e mai mare decât 2 la 1999. Deci, în cazul ăla de 4. Dar, când? De 4. E 4? Ar fi 4? Nu. Stai puțin, adică 2 la 2000, zici tu, Ștefan, nu? 1, 2 la 2002 și 2 la 2003. Ce ai scris? Este fals. 2 la 2000, 2 la 2001, 2 la 2002, 2 la 2003. Nu, nu este adevărat. Pară, zici eu. Nu este adevărat. Nu este adevărat? Bine. Pentru că 2, cum ar trebui să nu este corect, 2 la 2 e 4. Dacă știi 2 la 2, trebuie să fie mai mic decât X, mai mic decât 2 la 5, Ana. Dacă eu spun 2 la 3 de la 4 și 2 la 5, mai mic sau egal cu 10, sunt 3 termeni, dar nu sunt toate numerele. Adică o să fie 4, apoi o să vină 8 și la 4 la 8 mai sunt deja 2, mai sunt 4 elemente. Hai să mai vedem. Pot să fac 2 la 2. Să luăm un exemplu mai practic. Deci B mare egal cu toți aceiași naturali, cu proprietatea că 2 la 5 mai mic decât zis, mai mic decât 2 la 6. Hai, consecuția să vedem. Da. Știți voi câte elemente ar fi de aici? Da. Câte?
Hai să le vedem. De la 2 la 5 care nu se dea 32, nu, 2 la 5 a 32, da, așa, 32. Și da, fără 32. Da, fără 32, de la 33. 33, apoi. 33 mai 32, 34, 35. Până la? Până la 3 la 6, care nu 64. Până la 64. 64. Adică, da, vedeți, dacă noi luăm așa, aici este un exemplu mai mic. Dar ar fi 2 la a 5 plus 2, apoi 2 la a 5 plus 3. Adică așa se ia. Hai să mai facem încă un pas. Mai facem un pas. De la 2 la 5 până la 2 la 6. Așa, da. Până la 2 la 6. Deci, ar vrea, vei, egal cu toți acei care n-ar putea avea. Vei duca. 2 la 5. 2 la 5. Strict mai indefinit. Sunt mai mic egal decât 2 la 6. A 7. A 7. A 7, da. Până la 2 la 7. E 22. Cu cât începem? Primul care va fi? 33. Deci tot 33. Da, 34, 35, până la 128. 64 și până mă luăm 128. Da. 64 până la 128. Și dacă, zicem, egal cu toți acei studenți naturale, pentru care începem de la 2 la a 5, mai mic decât X, mai mic decât de 2 la a 8. Vom începe cu același rând. Vorbește, Ștefan. 33, 34, 35, 64, 128, 256. Și dacă vom merge până la 2 la 9, pentru că 2 la 5, mai mic decât X, mai mic decât 2 la A, 9. Adică 33, 34 va fi, nu mai ca așa. 33, 34, puncte, până la 256. Și puncte, puncte, 500. Da. Și, domnul profesor. Și cum vă, cum vă observăm? Adică, nu știu, eu observ, vreau să observ un pic cât încât crește, dar nu cred că mă aștept ceva. Cred că crește într-un ultimul. Adică e aceeași început la fiecare. Adică sunt niște diferite. Adică crește cu ceva. Cât e cardinalul la prima, domnul profesor? Cardinalul la prima este 64. Acolo. La cardinalul la prima nu ține. Primul exemplu, da. Da, 64. O să fie 31 plus 1, 32. Cardinalul este. Deci câte elemente sunt aici? Scădem din așa, din 64, pe 32. 3 plus 1, 32. 32. Deci ești cardinalul. Cardinalul, diga, la? Care putem scrie ca, cum domnul profesor, pe 32 ăsta? Sau 2 la 5. 2 la A. 5, da? 2 la 5. Interesant. Aici. Da, e aici. 128 minus 33, Daria? 128 minus 33, acolo o să fie... 95? Da, 95 plus 1. 96? Da. Am făcut bine? Ia să mai vedem. Nu cred că am făcut bine. 128 minus 33 ar fi acolo ca 95. Da, nu, e 96. Da. 96, deci cardinal. Păi A egal cu 96. Asta nu merge. Ba, mai putem scrie 2 la 5 ori 3. Da, da. Observ eu că e 32 plus 32 plus 32, ce se fac? Deci 32 plus 32 plus 32, deci e cam mai departe cu 2 la 5, ori 3. 3. Se vede poate, observăm ceva, nu? Da. Da. Ia să vedem. 256, dar în modul 256, 324. 224? Da. 2 la... Poți să mă dau 224. E bine, da? Da. 224. Și următorul e 480. Mai care
Stai, după să văd o chestie, dotul chitit. Da, așa, dotul 24. Și noi ar putem scrie ca... Ca 2 la 5-a oricât? 32. 224. Ia parte la 32. Ia să faci la 32. 224 împărțit la 32. 6. 107. 7? Deci face 2 la 5-a. 7, da. 2 și următorul 7, da. Și următorul cât dă? 480. 480, da, împărțit la păr. Împărțit la 32. E tot 2 la 5-a, orice împărțit. Da. Da, și tu te-ai zis cât faci? 2 la 5, da? 480. 2 la 5, 480, da. 2 la 5. 2 la 5, da, orice împărțit. What? 15. Păi dacă faci așa, te-am văd eu. Și doi, de la 2 la 5 până la 2 la 9, am avut câte elemente, cum ai zis tu, dacă ar fi să scriem ca putere? Cum ai zis, Ștefan? Ai zis de la 2 la 5, la 2 la 9, câte elemente dacă îi scriem ca putere? Păi sunt... 2 la 6, 2 la 7, 2 la 8, 2 la 9, 4 elemente ar fi. Și vedeți, a dat 2 la 5, ori 15, adică primul element, ori 15. Oare și acolo e la fel? Să fie 2 la 1999, ori 15? Să fie la fel, oare? Da, da. Nu știu, n-am nicio dovadă. Nu cred. Păi uite, toate au început cu 2 la 5, oriceva, Daria. Credeți că... Când am dat un exemplu. Dar stai să o terminăm de asta, să o judecăm puțin. Să vedem dacă observați, facem observații, exact. Că există picioare. Să o analizăm. Aici, 2 la 5, ori 1. Ori 1, da. Acum, e 2 la 5. Când am luat două elemente cu adică ca și puteri. Așa. A fost 2 la 5, ori 3. Da. Când am luat 3 elemente ca și puteri. Diferența? Da. Deci, dintre exponenți. Exact. Dacă e de 3 unități. A fost 2 la 5, ori 7. 2 la 5, ori 7. Adică primul, care îi pus, vedeți tot timpul, 2 la 5. Și aceea 2 la 5, ori 15. Oare în cazul nostru vin 4 diferențe, tot așa, 4 elemente sau cu diferența între unități? Da. Oare să fie 2 la 1999, ori 15? Iată o întrebare. Iată o întrebare. Dar de ce ar fi așa? Adică... Păi, de exemplu nostru... Cam așa ar pare. Așa, corect. Așa și așa, eu mai pot scrie ca fiind 2 la 3 minus 1. 2 la 3 minus 1. Deci egal mai departe cu 2 la 5, pe lângă 2 la 3 minus 1. Și pe acel 15 mai putem scrie ca 2 la... Pe ăsta de aici, 2 la 5, pe lângă 2 la 2 minus 1. Da. Și pe ăla de jos. Și ăsta de aici, 2 la 5. Pe lângă 2 la 4 minus 1. Și dacă dezvoltăm, ar fi 2 la 9. Minus 2 la 5. Minus 2 la 5. Bun. Ar face. O, mai interesant. Minus 2 la... Ia uite, ați văzut. 2 la 9, ultimul, minus primul. 2 la 9, minus 2 la 5. Înseamnă că și cum ar fi 2 la 2003, minus 2 la minus 99? Întrebăm? Cred că da. De exemplu, da. Nostru particular. Da, din aproape, în aproape, așa pare. Adică așa pare, adică e... Dar am adăvat o amă, haideți să întrebrem. Deci ar fi 2 la 2003, minus 2 la 1999. Da, haideți să încercăm de lucru. Deci ar face, vedem, cu emoții. Da, dar cum facem noi? Cu emoții. Cu acestea al bunui viitor. 2003. Dar cum facem cum? 2 la 2000, la 1999. Și ajungem în față, când am plecat. 2 la 1999. Da. Pe lângă. 2 la 2 la 4 minus 1. Adică ori 15. Adică ori 15, zic m-am ajuns și noi. Da. Ce frumos. Deci ori scriem că e prima putere apărută, ori 15, ori scriem că e ultima minus prima. Da. Dar acum, numărul acela e destul de mare, nu? Cardinalul da. Acela. Aproape e imposibil să-l... Păi, dar ce credeți că vrea să-l scriem așa? Nu, am vrut să vadă exact dacă se scriem o chestie de asta. Exact. Da? Deci cardinalul acestei mulțimi, nu-i bine egal cu rezultă cardinal de... A, da, acolo nu-i... Da, nu e egal așa.
e mai mult nimic da. Scris. Deci, cardinal. Cardinal de B egal cu, am găsit noi, 2 la P 1999 ori... Interesant ce am învățat acum. 15. Da, din nou suntem puși în situația aceea, dar nu avea nicio reacție dacă nu încercăm ceva pe particular. Da? Exact. Deci, ce am zis eu? Bă, dar e foarte greu să vedem acolo. Da. Toți și consecutivi. Așa dau și ei, 15 ori 2 la 1999 și egal cu 2 la 2003 minus 2 la 1999. Da. În momentul în care n-am reacție, am zis așa, hai să luăm un exemplu mai 2 la 5 și 2 la 6 consecutiv. Da. 2 la 5 și 2 la 6, vedem, am înțeles problema. Puteți să acolo ca să trecem finalul acum acolo, da? Da, am înțeles problema. Ce ești vrem? Aceea între, nu, ușor... 2 la 5 și 2 la 6, așa am găsit noi care sunt, am văzut câte elemente ar avea puțină. 2 la 5 ori 1. Exact, am sesizat ceva. Am sesizat pe cele modele. De ce m-am oprit la 2 la 9? Pentru diferența între 2003 și 1999 este 4 la exponență. Și atunci m-am oprit aici. 2 la 5 ori 2 la 9. Da. Și 2 la 9. Și atunci, sesizând acest lucru că se respectă la trecerea pas cu pas, am zis, ia să vedem dacă așa stau lucrurile, faci o concluzie de acolo și poți să te duci pe să generalizezi toată povestea asta. Deci generalizezi și vei găsi că doar s-a mișcat cine? Capetele s-au mișcat. Cum am văzut-o aici, cu 5 și 9, mergând de la aproape la aproape, și acolo putem repeta 1999-2000, 2 la 2000. Da. Pe urmă, 1999... Dar vă dați seama câte elemente are mulțimea asta? E imens. Foarte imens. Că 2 la 1999 este un număr imposibil de scris. Da. Dar dacă am uitat, domn profesor, asta, nu? Am uitat chestia asta. Dacă e primul, ori 15, sau ar fi ultimul minus primul, cred că e mai ușor pentru da. Ei. Atunci, trecăm pe un exemplu. Sigur. Așa, pe care îl putem înțelege. Da, cu asta trebuie să îl dezlușim. Nu ne oprim acolo, că egal cu 96 da. Pentru ei, dacă se opreau aici, nu mai continuau. Adevărat. Nu ne oprim. 96 îl vedem ca fiind 3 ori 32 și îl scriem prin 2 la 5 ori 3, ca să putem